Delicatețe și virtuozitate în interpretarea minunată Alexandra Dăriescu. Bine v-am regăsit la Tempo Rubato, o ediție specială prilejuită de venirea la Iași acestei minunate interprete. Bun găsit, Alexandra! Nu-mi găsesc cuvintele să subliniez elogiul pe care trebuie să ți-l aducem. Bine ai venit la Iași! Bine v-am regăsit, cu bine, cu sănătate, mă bucur din suflet să vă revăd. Tu ești foarte bucuroasă, întotdeauna scrii și pe social media, când vii acasă e o sărbătoare pentru tine și de data asta n-ai venit cu mâna goală, ai venit cu variațiunile simfonice de Cezar Franck, o lucrare foarte puțin cântată în România. Cum e să cânți acasă? Știi că asta te întreb de fiecare dată. Exact cum ai spus, e o sărbătoare. Mă bucur din suflet să-mi revăd familia muzicală, toți muzicienii minunați cu care am crescut, chiar vorbeam cu câțiva prieteni din orchestră și ca și copil, cine era pe scenă, erau idolii noștri, erau legendele, erau titanii muzicii care de-abia așteptam să fim în preajma lor. Iar acum să fiu înapoi pe scena filarmonicii împreună cu acești oameni minunați, e extraordinar. Colegii tăi țin foarte mult la tine, vorbesc foarte frumos despre tine. Lucrul ăsta se vede și în acompaniamentul orchestrei. Nicolae Moldoveanu e pentru prima dată când colaborez cu acest dirijor, așa e? Da, da, ne-am cunoscut acum 2 zile, pe scenă. Variațiunile simfonice, hai să vorbim puțin despre lucrarea asta, care e într-un context dedicat Zilei Naționale a României, cu Enescu. Există o legătură aici, dar de ce cânți variațiunile simfonice la Iași? În câteva zile va fi sărbătoarea de 200 de ani de când s-a născut acest mare compozitor, Cezar Franck. Și eu țin foarte mult la aceste sărbători și aniversări, pentru că este foarte frumos, mai ales că această lucrare nu este cântată foarte des și nu numai în România, dar peste tot. Nu mi-amintesc să o fi văzut undeva în România cântată live. Interesant. Simfonia în re minor, da, se cântă destul, da, de des, chiar și la Iași, dar variațiunile simfonice, eu nu știu pur și simplu să fi văzut în România, nici la Iași, nici la București. Ar fi interesant să aflăm dacă a fost în premieră. Tu ești, da, foarte riguroasă și chiar o să sap și o să verific lucrul ăsta. Bun, ești o campioană a compozitoarelor femei, ești o campioană a lucrărilor rar cântate, rarisim cântate. Spune-ne puțin despre această partitură, e foarte grea și foarte dificil. Noi am filmat, colegul meu, Relu Tabără, el ne-a oferit acest intro al emisiunii. I-a plăcut foarte mult și lui și n-are cum să... e o muzică foarte frumoasă, dar ascunde volute tehnice îngrozitor de dificile. Da, bineînțeles, Franck avea o mână imensă, care eu nu am, și sunt foarte multe salturi, foarte multe acorduri cu, nu numai așa în micuț, da, dar acorduri mari. Nu știu, este o lucrare minunată care, deși e foarte scurtă, are numai 15 minute, Franck a scris-o la sfârșitul vieții. Dedicată lui Louis Dimmer, care e pianist, un pianist, exact, la fel, cu mâini impozante. Exact. Dar este o lucrare foarte matură, care ne duce în toate stările pe care am putea să le gândim. Finalul este foarte jucăuș, este foarte de sărbătoare. Din cauza aceasta am crezut că ar fi un program perfect, foarte bine și împreună perfect cu Enescu, bineînțeles. Da. Dar ne duce prin niște stări interioare extraordinare, care efectiv ne fac să gândim puțin. Hai să mai vedem un scurt material, tot de la repetiția din ziua concertului. E important să vedem ce a spus și dirijorul și o altă mică surpriză pentru tine. Vedem reportajul și ne întoarcem. Alexandra Dăriescu este una dintre pianistele căutate în lume la ora actuală, una dintre pianistele care s-au afirmat la nivel mondial. Noi suntem mândri că este ieșancă, a absolvit Colegiul Național de Artă Octav Băncilă din Iași, reprezintă școala ieșeană de pian și a continuat studiile la Londra. Ne bucurăm de fiecare dată când vine la Iași, o ascultăm cu plăcere, îi urmărim parcursul și suntem alături de ea. E
este foarte clar faptul că și ea, venind din același mediu de educație și de experiență pe care l-am avut în diasporă, ne-am înțeles foarte bine și mă bucură foarte mult colaborarea cu ea și mă bucur foarte mult și de repertoriul pe care l-a ales, variațiunile simfonice de César Franck, care sunt destul de rar făcute în România. Este o absolută bucurie și, în primul rând, o onoare de a reveni în Moldova, la Filarmonica din Iași, tocmai de Ziua Națională cu acest concert și, evident, tocmai cu muzica lui Enescu. La mulți ani, România, de 1 decembrie, la mulți ani tuturor românilor de pretutindeni. La mulți ani, România, de 1 decembrie. Mulțumesc, Alexandra Dăriescu, de 1 decembrie. Îți spun și eu lucrul ăsta și îți mulțumesc că ne-ai adus de Ziua Națională a României această muzică frumoasă, înfășurată în simfonicul enescian, Rapsodia română re major și poema română cu cor a marelui Georgenescu. Ești patriotă, Alexandra? Depinde ce înseamnă, bineînțeles sunt. România pentru mine este acasă. Chiar dacă nu locuiesc aici, gândul și inima mea tot timpul sunt aici. Familia mea este aici. Aici mi-am pus toate rădăcinile, profesoarele mele care m-au format, care mi-au dat suflet, care sunt ca mamele mele muzicale. Provin dintr-o școală pianistică, o școală muzicală extraordinară, care mi-a dat aripi, care m-a învățat atât de mult și, deși nu sunt aici, gândul meu și numele meu, bineînțeles, este tot timpul român. Este ceva din nu știu, cuvântul acesta de dor, pe care nu-l putem traduce în altă țară, în altă limbă. Da. Este un cuvânt foarte frumos. De fiecare dată când merg oriunde, în toate colțurile lumii, sunt muzicieni în orchestrele internaționale, sunt muzicieni români, sunt în public, sunt români care vin și avem o legătură instantanee. Deci, efectiv, nu trebuie să mai știi de unde anume din România sau ne îmbrățișăm și spunem că ne e dor de acasă. Tu ești un extraordinar patriot. Eu știam lucrul ăsta, dar am vrut să spui tu, să audă și cei care se uită la noi. De fiecare dată, la Ziua României, cu toate ocaziile, la ziua ei, mi-aduc aminte de ce frumos vorbești tu despre ținuta asta. Altița, ea cu Altița a intrat în patrimoniul UNESCO, chiar zilele astea. Te-am văzut în ei, tu ești superbă, ești frumoasă, înnobilesc țesătura asta, haina asta românească. Cum te simți ca român? Tu ești o artistă foarte mare, ești o artistă consacrată. Consuela Radu Țaga, dirijoarea corului Gabriel Muzicescu, spunea despre tine, reprezint școala pianistică de aici, de la Iași. Cum te simți ca român? Că se pune problema, suntem în preajma Zilei Naționale și trebuie să spunem asta. Cum suntem noi românii văzuți? Există o diferență de abordare când te duci la Richmond, când te duci în Statele Unite, când te duci în Australia, când te duci în Asia? Te întreabă cineva, ești româncă, Alexandra Dăriescu, sau ești în primul rând artistă? Care e răspunsul? Bineînțeles, în momentul când se vede afișul, toată lumea știe că sunt româncă, da. Cu numele de familie. Dar probabil complimentul cel mai frumos care mi se face este vorba despre sunet. Așa. Iar sunetul l-am moștenit de la doamna profesoară Mihaela Constantin, care mi este în gând și în suflet absolut în fiecare zi, în fiecare clipă. Mi-a dat setea asta de cunoaștere,
de a explora oricare pian și de a încerca și a reuși să fac un sunet frumos din orice mi se pune în față. Ca pianist trebuie să fii foarte adaptabil, trebuie să înfrumusețezi oricare instrument. La urma urmei, fiecare pian e uman, are un suflet, dar trebuie înduioșat. Mi-a îmblânzit și înduioșat. Exact. Iar doamna profesoară Constantin tot timpul m-a învățat și mi-a dat libertate în imaginație. Chiar acum am început cursurile la Royal Northern College of Music, la Conservatorul Regal din Manchester și sunt într-o altă ipostură, bineînțeles, am venit dintr-o altă perspectivă, sunt profesoară acolo, dar cu toți studenții mei încerc să le dau din ceea ce am învățat eu foarte multe povești. E generozitate, generozitatea pedagogiei pe care tu ai primit-o și acum o duci mai departe și asta e foarte frumos. Royal College Northern, așa se cheamă. Da, din Nord. Ai lucrat acolo cu 16 tineri muzicieni, chiar variațiunile de Franck, acum luna noiembrie, nu? Da, a fost o clasă de dirijat. Da, ei au una dintre cele mai buni școli de dirijat din lume și bineînțeles că au colaborări cu BBC Philharmonic, care este la Manchester, cu Halle și cu Manchester Camerata. Cu care revin? Cu care pe 18 septembrie 2023 Jean-Eflan Bavuzet va fi un Mozart la două piane, un concert pentru două piane, mi bemol majorul, nu? Da, un vis. E minunat. M-am bucurat foarte mult când am văzut Alexandra Dăriescu cântă la Ateneul Român pe 18 septembrie. Și tot despre România, tot despre a fi român. Cum e să cânți în Festivalul Ionescu, Alexandra? E probabil cea mai mare bucurie, sincer. Pentru că este o sărbătoare de câte trei săptămâni, unde participă toată lumea. Toată lumea vine cu bucurie. Iar cu oricare coleg vorbesc, spun că festivalul este emblema noastră, este cartea noastră de vizită a României, care trebuie sprijinit acest festival și trebuie ajutat cât se poate. Iar fiecare muzician, din orchestră, solist, dirijor, vin cu așa de mare bucurie să cânte la București sau în țară. Dacă mandatul lui Vladimir Jurovski s-a încheiat, acum Cristian Măcelaru e director artistic, e un român, e un dirijor și sperăm ca tot ce e mai bun să se întâmple pentru Festivalul Ionescu, pe care îl iubim nespus. Și ne bucurăm foarte mult că tu o să cânți acel Mozart în septembrie. Mândria de a fi român. Hai să ne întoarcem puțin. Ai spus că ai întâlnit și întâlnești peste tot colegi muzicieni români cu care vorbești, cu care stai de vorbă. E mai ușor să pleci să te realizezi. Care e condiția să ajungi să fii bun, să fii selectat într-o orchestră sau să fii concertist pe scenele din afară? Nu cred că neapărat e mai ușor să pleci și să te realizezi, pentru că lumea nu realizează, sincer, cât de greu este și în străinătate. Eu am plecat, am făcut 17 ani în august și am plecat în septembrie. Tot timpul spun, valiza și cu mine. Atât a fost. Mi-ai mai spus asta. Da. E un drum foarte greu, care nimeni nu-și imaginează, dar trebuie să ai așa de o mare pasiune, o perseverență extraordinară, o dorință de a cunoaște, de a învăța, o curiozitate foarte mare și să încerci să-ți faci familia unde ești. De asta și pe social media, bineînțeles, e familia mea din Manchester, familia mea din Pocklington, familia de acolo, pentru că, într-adevăr, m-au primit cu atât de multă generozitate și iubire și au crezut în mine, pentru că pentru oricare tânăr artist trebuie să fie cineva acolo care are încredere și îți dă o mână de ajutor când ai nevoie. Pentru că nimeni nu poate reuși de unul singur. Ai foarte mare dreptate și mă bucur că vine de la tine îndemnul ăsta. E nevoie de foarte multă muncă ca să reușești. Și totuși, e mai ușor să reușești afară decât în țară? Mai am o întrebare. Posibilitățile sunt foarte diferite. Unde, pornind din Marea Britanie, dar în toată Europa, de exemplu, Germania are cele mai multe orchestre în fiecare oraș, sunt posibilitățile mult mai mari ale unor tineri de a se afirma. Sunt concursuri care nu neapărat îți dau premii în bani, dar îți dau oportunități de a concerta, de a cânta. Pentru că pentru oricare artist este vorba de acea posibilitate de a cânta, de a fi pe scenă și de a învăța de la cei cu care cânți. Acolo e cel mai frumos și cel mai bun masterclass pe care l-ai. Foarte important că ne spui lucrurile astea. Peste tot în lume există tineri muzicieni români care au plecat de aici și s-au afirmat afară. Am o surpriză pentru tine. La Iași s-a întâmplat festivalul de muzică de cameră, un festival internațional și vreau să vedem un scurt reportaj, după care ne întoarcem la discuție despre copiii minune va fi vorba. Thank you.
Pe 20 noiembrie, Doi Enescu, format din Alina Bercu pian și Dragoș Mânză vioară, deschideau Festivalul Internațional de Muzică de Cameră de la Iași în integrala sonatelor beethoveniene pentru pian și vioară, o extraordinară descoperire pentru fiecare meloman. Dragoș Mânză a început studiul violii de la vârsta de 6 ani, iar la doar 11 ani debuta pe scena filarmonicii din Iași. După ce a studiat în instituții de prestigiu din Europa, în anul 2010, debutează la Berlin în sala Muzeului Instrumentelor Muzicale din Complexul Filarmonicii. La Iași revine de fiecare dată cu mult drag și cu multe surprize muzicale. Este mereu o bucurie pentru mine. Noi acum am acceptat o invitație a domnului profesor Bujor Prilipcean, de a cânta toate sonatele de Beethoven în 3 seri consecutive. Este o provocare, dar ne plac provocările și sperăm să fie încununată de mare succes. Pianista Alina Bercu este o prezență constantă în lumea muzicală internațională. Mă gândesc câteodată cum am avut curajul acesta, pentru că sunt 3 zile foarte pline și intensive, evident, sunt 10 sonate totuși, dar este un proiect care te îmbogățește foarte mult, atât muzical cât și spiritual. Și se întoarce unul din copiii cei mai binecuvântați de Dumnezeu, de natură, unul din cele mai mari talente cu care am lucrat eu. Mă bucur enorm. Este un drum pe care îl străbate Dragoș Mânză și Alina Bercu, pentru că și ea mi este foarte dragă. Străbat un drum pe care Quartetul Voces l-a făcut de nenumărate ori. Recitalurile Duo Enescu, Alina Bercu și Dragoș Mânză au avut loc în Festivalul Internațional de Muzică de Cameră, vreme de 3 zile în aula Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu. Dragoș Mânză, cred că ți-am făcut o bucurie să-l revezi pe Dragoș. El e la Düsseldorf, un alt muzician tânăr și remarcabil care s-a afirmat acolo. Despre Dragoș s-a spus că a fost copil minune, la fel și despre tine, e adevărat? Nu știu. Nu știai lucrul ăsta? Cu copiii minune, hai să le explicăm un pic telespectatorilor noștri, se întâmplă mai multe lucruri. Nu e așa de bine să fii copil minune sau e foarte bine dacă știi cum să gestionezi tu și proful tău lucrul ăsta. Tu cum ai depășit pragul ăsta de la copil minune la pianist consacrat? A fost un drum foarte, n-aș putea spune lin, dar totul a venit din interior, nu a fost nimic forțat. Da. Probabil faptul că nu am știut exact unde vreau să merg, deci nu ai cum să-ți plănuiești viitorul de acasă, nu ai cum. De asta vorbesc foarte mult de dorința de muncă, dar și de curiozitate, pentru că această calitate, curiozitatea, te duce în locuri care nici nu ai crezut că vei ajunge vreodată. Și îți îmbogățești repertoriu, cunoști oameni noi. Cred că e foarte important de a lua riscuri, de a nu-ți fie frică. Așa e. De a fi deschis la anumite dialoguri. Pentru că, bineînțeles, ca fiecare muzician, stăm în sala de studiu și studiem o grămadă, mai ales la pianiști, nu prea avem contact cu lumea exterioară. Dar țin minte un moment foarte important pentru mine, am avut un recital în mijlocul nimănui, la nicăieri, și a venit un producător de la o casă de discuri care mi-a oferit primele mele 4 discuri. Deci nu știi niciodată unde, de asta trebuie să fii deschis și să asculți și să îndrăznești să visezi puțin. Există peste tot oportunități, trebuie să te găsească și trebuie să fii acolo și trebuie să fii curajos și deschis. Exact. După cum bine ai spus. Muzica de cameră e alt aspect despre care vreau să te întreb. A fost acest Festival Internațional de Muzică de Cameră de la Iași, gândit de Bujor Prilipcean, directorul Filarmonicii Moldova din Iași. Tu mai ai timp de muzică de cameră? Eu mi-amintesc de turneul tău cu marea soprană Angela Gheorghiu,
Ăsta a fost ultimul care a făcut muzică de cameră sau greșesc? Da, iar luna viitoare fac un program foarte frumos, bineînțeles 50-50%, facem un program de muzică de cameră cu Clara și Robert Schumann. Deci în prima parte, cele trei romanțe de Clara Schumann, da, pentru pian și vioară, da, concertul de Clara Schumann cu acompaniament de quartet, quartet, așa e, pauză, quintetul de Robert Schumann. Foarte frumos. Pe care sperăm să-l aducem și la Iași, dar încă nu vă spun că e în lucru. E în lucru. Asta înseamnă că e bine. 90% e spre rezolvare. Ai spus de Clara Schumann și m-am adus aminte. În luna noiembrie ai avut un interviu foarte frumos în International Piano Magazine despre femeile compozitori, care e o bătălie pentru tine, o bătălie câștigată și mi-e place foarte mult să te văd vorbind cu pasiune despre lucrul ăsta. Tu ești o campioană a lucrărilor scrise de femei compozitori. La Iași ai cântat Nadia și Lili Boulanger și am fost acolo și te-am aplaudat cu tot sufletul și noi și toți ieșenii. Cum mai stai în bătălia asta ta pentru promovarea muzicii scrise de femei compozitori? Nu știu dacă aș lua-o ca o bătălie. Este o călătorie. Am pus eu niște ghilimele aici. Am pus eu niște ghilimele aici cu bătălie. Da, nu, este o luptă. Este o... trebuie să ai o abordare foarte diplomată. Și înțeleaptă. Și înțeleaptă, da, pentru că nu se pot schimba lucrurile peste noapte. Uh-huh. Deci, dacă ne gândim la rolul femeilor în muzica clasică, până în 1920, femeile nu puteau gradua de la Oxford. Premiul Romei l-a luat Lili Boulanger în 1913. Iar premiul fusese acolo de mai mult de 250 de ani. Da. Orchestra Filarmonică din Viena nu a avut femei în componența ei până când? Până 1997. 97, poftim. Da. Deci e un adevăr, e o realitate. Da, n-au fost șanse egale. Acum probabil lucrurile s-au schimbat foarte, foarte mult, dar mai există prejudiciu și generația noastră trebuie să schimbe cumva puțin lucrurile. Aceste prejudecăți se vor estompa cu trecerea timpului, dar e important că tu faci lucrul ăsta și e foarte important, ești un pionier în domeniul ăsta. Nu foarte multă lume se încumetă. Nu, că e foarte multă muncă. Așa. Unul de research. Așa. Care, deci, în primul rând, casele de publicații, ori costă foarte mult materialele, ori nu le-au publicat. Și trebuie să le găsești într-o librărie pe undeva, într-o bibliotecă, undeva cu praf pe nu știu care rafturi. Apoi trebuie să ai o luptă de convingere, pentru că nu este numai de la noi. Exact, exact. E foarte greu să convingi un ansamblu să cânte. Un ansamblu, o orchestră, un promotor, un dirijor care să ia această lucrare. O prima audiție e riscantă. E foarte riscantă. Nu știi dacă îți vine lumea în sală, nu știi dacă lumea îți va cumpăra discul respectiv. Da, dar publicul nostru are mult mai puțină frică decât au organizatorii. Pentru că ei sunt acolo să ne prindă. Așa. Și vor să asculte alte lucrări. Vor să vadă, eu așa pun problema, întreaga istorie, nu numai o parte, o jumătate a istoriei. Lucrurile scoase din context nu sunt adevărate. Și mai e un lucru, e foarte important când o pianistă de talia ta, pe care o știm din Grieg, din Mozart, vine și ne prezintă niște prime audiții. Mergi cu multă încredere, nu? Să o vezi pe Alexandra Dăriescu cântând ceva altfel decât ai merge pentru mine, să glumim. Da, dar cred că această expunere a unor lucrări care n-au fost niciodată ascultate aduc ceva și mai special publicului. Și le trezește curiozitatea. Și se duc acasă și vor caută pe YouTube, caută pe Spotify și găsesc anumite lucrări care... Tot curiozitatea despre care vorbeai și mai devreme. Asta îmi dă energie în fiecare zi. În lumea contemporană avem femei dirijori și avem multe femei compozitori. În domeniul acesta ai început să lucrezi, să cânți partituri din muzica contemporană a femeilor compozitori? Deci prima dată când am făcut o colaborare foarte frumoasă a fost cu o compozitoare cu câțiva ani mai mare ca mine, Emily Howard, care a scris un concert britanic, care a scris un concert de pian și orchestră pentru mine și l-am premierat cu Royal Liverpool Philharmonic și l-am înregistrat pe NMC Records și anul următor a câștigat British Composer Award. Deci lucrare foarte apreciată, nu a mai cântat-o de atunci, ceea ce este un foarte mare păcat. Dar de atunci a început această călătorie. Și am văzut cât de mult
această acolo luptă. Acolo a fost startul, acolo a fost impulsul tău să, da. Să intri în... Da. Și apoi a mai fost, cu 2 ani după, am avut de cântat concertul de Prokofiev 3 și o mare compozitoare, Iris Terschiphorst, care e cu Buzi, parcă cu Casa de Publicații, a scris un alt concert pentru mine pe care l-am cântat în premieră cu Prokofiev 3. Și uite, mai greu, și mai greu. Noi, dar... îngrozitor de greu, nu? Și mai greu. Noi vorbim despre prima audiție la Variațiunile de Franck făcută de lui Dimmer în 1800 și ceva, așa vor vorbi cei după noi. Alexandra Dăriescu a cântat în prima audiție concertul scris pentru ea și dedicat de compozitoarea Iris Terschiphorst. Da. E foarte important ce faci tu și foarte frumos și foarte nobil și generos. Ar fi mai simplu să-ți vezi de cariera ta și să cânți Mozart, să cânți Grieg? Da, asta e cariera mea. Deci e foarte frumos să... Da, dar e o parte grea. E foarte grea. E o parte foarte grea. Și... N-ar fi mai ușor, mai facil să mergi pe cărarea aia bătătorită, ai succes, ai sălile pline, ai flori, ai ovații. N-ar fi mai simplu? Nu, pentru că trebuie să schimbăm ceva. E o responsabilitate interioară. Care, pentru mine sunt două lucruri foarte importante. La egalitatea dintre bărbați și femei și munca educației. Pentru că prin educație reușim să avem sălile pline și în viitor, nu numai acum. E foarte important să te gândești la puntea asta pe care o aruncăm spre viitor, că e important ce lăsăm după noi și îți mulțumesc tare mult pentru generozitatea asta de a ne gândi la ce vine după noi. Ca să ne lăudăm, TVR Cultural pe 1 decembrie a revenit pe piață. Știi că am fost acolo și eu și împreună cu colegii de la București, noi asiguram partea de festival Enescu la TVR Cultural. E foarte important să avem, nu că lucrez eu la TVR, spun lucrul ăsta, dar e foarte important să avem nișa asta. Sunt foarte mulți oameni care au așteptat redeschiderea TVR Cultural, au fost 10 ani fără. Și eu. Și tu. Da. Noi ne-am descurcat cu TVR 2, cu... Dar e important să ai un canal. Tu pe 6 decembrie de Moș Nicolae ești la BBC Radio 3, nu? Da. Pentru un live. Da. Există canale dedicate, fie că-s de radio, fie că-s de televiziune, dedicate culturii, că fără cultură ne stingem ca neam, ca popor, ca ce vrei tu. Așa este. În Marea Britanie încă mai avem, pentru că au fost foarte multe tăieri în buget pentru cultură. Au fost și anii pandemici care au ras, pur și simplu, bugete și instituții. Da, dar dacă nu luptăm, cum spunea Winston Churchill, dacă nu luptăm pentru artă și cultură, pentru ce ne zbatem în război? Foarte bine te-ai gândit la el. De ce să mai purtăm un război dacă nu avem parte de un concert sau de o carte bine scrisă? Am spus pe 6 decembrie de Moș Nicolae și, bineînțeles, suntem în atmosfera de sărbători. Ce-ți place ție să primești cadou de Crăciun? Hai să te întreb, așa că vine Crăciunul și trebuie să fim și ghiduși. Cel mai mare cadou pe care l-am este că în fiecare an, de 6 ani de zile, merg în turneu cu Spărgătorul de Nuci cu mine. Deci ăsta este cel mai frumos cadou. Tu de câți ani faci asta? Premiera am avut-o în 2017 în Londra și de atunci, în fiecare an, chiar și în pandemie, am fost în turneu. În fiecare an. Și e un succes teribil de fiecare dată, peste tot. Ai fost și în Asia cu el? Am fost în Asia de 3 ori, am fost în Australia, în Emirate, în America, în toate sălile mari din Europa. Numai în România n-am reușit încă, dar sperăm. Urma să te întreb, asta era răutatea de final, când vii cu Spărgătorul în România? De oricând există o șansă, am încercat de multe ori, dar nu pierdem speranța. De ce crezi tu că prind așa de bine versiunea asta ta, care e superbă? De ce crezi că prinde? De ce crezi că lumea e nebunită să te vadă în Spărgător? Este un spectacol extraordinar pentru cei care nu știu. Este un singur pian, o singură balerină și toate caracterele celelalte sunt animații digitale, un fel de holograme. Da. În momentul când, în primul rând, luăm un risc și facem un show care este puțin ieșit din tipar. Da. Doi, avem toată muzica frumoasă a lui Tchaikovsky, Spărgătorul de Nuci, care lumea o iubește. Dar este vorba de a aduce puțină tehnologie, iar tehnologia în muzica clasică este extraordinară dacă este folosită într-un mod constructiv, într-un mod care ajută la toată experiența aceasta. Și pentru mine de asta spuneam că e cel mai frumos cadou. Sunt 3 sau 4 generații din aceeași familie la același spectacol. Oricare spectacol, pian, vioară, violoncel, orice ar fi, unde se găsesc atât de multe generații din aceeași familie? Nu sunt. Și aici cred că s-a spars tiparul. Lumea care a venit a vrut din nou să-l vadă. Avem exact același prototip peste tot. Când am avut premiera... Ca o carte bună, ca un concert bun, că vrei să-l mai vezi, vrei să-l revezi de fiecare dată. Da. Și tot timpul vezi ceva nou.
Cred că mama mea l-a văzut probabil de cel mai multe ori, că a fost cu mine peste tot, dar tot timpul spune că oriunde stă în sală vede câte ceva diferit de fiecare dată. Iar animațiile astea digitale, deci au fost mai mult de 36.000 în total, că sunt toate făcute de mână. Da. Deci totul este latura aia umană frumoasă a dansatorilor care sunt holograme. Cum ți-a venit ideea? Că asta nu te-am întrebat niciodată. Cum așa, hodorong, tronc, te-ai gândit la spărgătorul de nuci, tu cu programul tău foarte complicat și foarte aglomerat? Da, n-a fost un proces ușor. Am făcut foarte multe concerte, uh-huh, și cu orchestră și recitaluri, care sălile de spectacol și închideau ușile. Spuneau, da, că nu mai avem public. Și am spus, bun, responsabilitatea mea de artist tânăr, cum reușesc să ajung și eu la 70 de ani și încă să cânt și să am sările pline? Cum putem face ceva? Deci am trecut într-un proces foarte lung de vreo 2 ani. E o problemă asta. Și la Festivalul Enescu și în sala Filarmonicii Moldova din Iași, aici la Casa Studenților, sunt oameni cu tâmplele albe. Tot respectul pentru ei. Sunt melomani cu tradiție, formați. Da. Dar avem nevoie să pregătim generațiile care vin. Exact. Ai spus foarte bine. Cine va fi în sală când eu voi avea 70 de ani? Da. E foarte important. Și prin astfel de proiecte, ce ai făcut tu cu spărgătorul de nuci, aducem publicul tânăr în sală. Și nu e singura ta preocupare, nu doar cu spărgătorul, tu ai mai avut programe pentru tineri. Așa e? Foarte multe. Deci, cum am spus, asta este un proiect de viață, uh-huh, de educație, care cred că e foarte important. Exact cum fac aceste concerte cu orchestra care pun în combinații de femei și bărbați, da, compozitori, aduce un alt fel de public. Am văzut treaba asta. Sunt foarte mulți tineri care vin și spun, nu am mai auzit niciodată. De exemplu, în februarie fac Rachmaninov Rapsodia de tema pe Paganini, da, pentru că e aniversarea Rachmaninov, cuplat cu Florence Price. Da? O compozitoare care a prins un avânt extraordinar în perioada aceasta. E o, da, descoperire remarcabilă. Până și eu am ascultat două simfonii, da, și îmi place foarte mult. Deci este o muzică foarte accesibilă, uh-huh, o muzică care nu a fost cântată, dar aceste două concerte au fost scrise în același an, în 1934. Dar nimeni nu știe. Nici pentru nu știam lucrul ăsta. Știm, da, numai o parte a istoriei. Uh-huh. De asta e așa de important. Iar tinerii vor să vină să asculte ceva nou. Iar tot în decembrie, că am amintit despre BBC, în aprilie mi s-a oferit șansa de a face o premieră mondială a compozitoarei Leucadia Kasperova. Nimeni nu știe de ea. Nicio. Nimeni. Habar n-am. 150 de ani de când s-a născut, deci este cu un an mai mare ca Rachmaninov, tot rusoaică. E puțin trist. Foarte trist. Să existe, da, oameni care scriu muzică și bănesc că e valoroasă dacă tu te apleci asupra un ei. Un concert de 38 de minute. Extraordinar. Care are o temă la sfârșit de vrei să îmbrățișezi lumea. Rachmaninov 2 și mai extraordinar. Înțeles. Am vorbit de spărgător. Hai să le arătăm celor care poate nu știu, deși cred că știe toată lumea, Trepacu. Așa. Hai să-l vedem și ne întoarcem la discuția cu Alexandra Dărescu. Da, minunat, Trepacul. Ce bucurie e să vezi muzica asta și ce bucurie e să vezi realizarea asta ta, care eu cred că o să intre în istorie, Alexandra. E super. Ah, ce bucurie, sincer. De la premieră este video. E de la este premieră? Video, din 2017. Da. 2017, da, pe 19 decembrie și când a fost pus primul concert live, s-au vândut biletele în două ore.
și am pus al doilea spectacol și s-au vândut și ala într-o zi și l-am pus al treilea. De trei ori am cântat. Este un spectacol de 50 de minute care, sincer, pentru pian este cea mai grea partitură pe care am făcut-o vreodată, că sunt aranjamente de Pletnev, da. De Granger. Da, de... așa e. Și da, e un tur de forță, așa că... Da, și e minunat. Și uite că ne-a introdus în atmosfera sărbătorilor. E decembrie. Ai fost la Iași de Ziua Națională a României. Ne-ai cântat variațiunile simfonice de Franck. Și acum ne faci să visăm la atmosfera aia frumoasă. Sperăm să și ningă la Iași până atunci. Tu nu prea ai vacanță acum de Crăciun. Noi vorbim de vacanță, de cadouri, de atmosferă, de zăpadă. Dar tu ai un program îngrozitor de încărcat. Hai să recapitulăm un pic. E 6 decembrie BBC. Și apoi sunt în turneu în Grecia, Anglia și Germania. În Corfu. Da, în Corfu ajungem. Frumos, da, este un festival extraordinar de un prieten, Dionysis Gramenos, care a reușit să facă acest festival și aducem Spărgătorul acolo. Apoi sunt în Germania și în Marea Britanie. Și în Marea Britanie. Și luna asta, care e de vacanță pentru noi toți, oameni obișnuiți, pentru tine se încheie la Bozar pe 30 decembrie. Da. Te rog să spui ce acolo, că e foarte important. E un context care trebuie menționat. Da, acel concert va termina acest an care am fost numai pe drumuri, dar este o aniversare foarte mare, 250 de ani de Orchestra Regală la Monet și 200 de ani de când s-a născut César Franck și cânt aceste variațiuni simfonice pe scena Bozar. Eu am fost acolo prima dată cu Spărgătorul de Nuci, am avut 4 spectacole. Este extraordinar. Da, am fost acolo cu Spărgătorul și cu Angela Gheorghiu în recital, iar acum este debutul meu cu orchestra. Așa că vom termina anul. Ținem pumnii pentru concertul ăsta, că e foarte important. Ai și o partitură foarte grea de cântat acolo. Da. Ți-ai făcut rodajul la Iași, l-ai studiat la clasa de dirijat cu acei 16. Da, și l-am cântat și lui Jean-Eflam Bavuzet. Și vă spun, sper că îmi permite dumnealui să împărtășesc ce frumoasă întâlnire am avut. Am venit din turneul acesta din America și în aceeași zi când am aterizat, Jean-Eflam a avut recital la Wigmore, la care am fost, și trebuia să-i cânt. Eu îi cânt dumnealui. Trebuia să-i cânt la Paris, la sfârșitul lunii, și a spus, n-am cum, sunt în turneu, vino mâine. Și am venit a doua zi și stătea în casa lui Scholti. Wow! Sir Georg Scholti, marele dirijor. Exact. Iar Lady Scholti, care din păcate s-a stins din viața anul trecut, va vinde această casă, dar când am intrat, mi-a spus, hai cu mine să-ți arăt ceva. Și mergând spre această cameră, care habar n-aveam ce era, a spus, cine a câștigat cele mai multe premii Grammy? La care zic, în muzică clasică, ușoară, orice, la care eu m-am gândit, efectiv am rămas puțin blank și spune, la ce te gândești, la Beyoncé? Și zic eu, puțin la Adele. Nu, Scholti. Scholti are cele mai multe. A câștigat cele mai multe, 31, și am intrat în această cameră și toate premiile Grammy erau acolo. Wow. Deci, efectiv, atât de multă istorie și mi-a spus, ăsta este pianul lui Michelangeli, care l-are Scholti, l-a avut. Iar acum, ultima oră care o dau în această casă este cu tine. Deci, efectiv, este ceva extraordinar. Și tu descrii foarte frumos, e aproape vizual, e cinematografic, cum ne-ai povestit. Ai mai cântat cu Jean-Eflam? Nu. N-ai mai cântat? Nu. Nici măcar la patru mâini, așa, în joacă? Sau? Nu. Prima dată i-am cântat concertul de Ravel, înainte de a cânta cu Orchestra Națională a Franței. O altă lucrare pe care ai cântat-o extraordinar, da. Da. Da, atunci ne-am cunoscut mai bine printr-un prieten foarte bun, un dirijor, Fabien Gabel, cu care colaborez de foarte, foarte mulți ani și e un prieten drag, dar asta e lumea frumoasă a muzicii, când ne ajutăm unii pe alții și am început învățăm. Vorbind despre români, despre România, despre Ziua Națională, dar muzica nu are naționalitate. Asta-i. Muzica e o naționalitate în sine și transcende granițe, leagă prietenii fabuloase. Mi-ai spus de un prieten grec, acum mi-ai spus de Fabel, despre care știam de la tine din alte interviuri, Jean-Eflam, francez. Nu avem naționalitate muzică. Și totuși, pentru tine, am vorbit de calea ușoară, care e foarte simplă, drumul bătătorit, și de calea asta complicată, cu bolovani, cu rădăcini de care te împiedici. Continui să mergi pe drumul ăsta. Știi că imediat după anii 90, după Revoluție, era o întrebare, unde te vezi în următorii 5 ani? Asta erau întrebați politicienii, în mod special. Da. Acum te întreb și eu pe tine, slavă Domnului, nu ești politician, unde te vezi peste 5 ani în ritmul ăsta când ești tu și valiza și niciodată acasă, Alexandra Dăriescu? O mai bună versiune a mea. Tot timpul. Wow. Tot timpul sper la ceva mai bun. Sper să devin o
ființă umană mai bună, o muziciană mai bună, care ascultă mult mai mult, care învață de la toți oamenii cu care împărtășește scena. Și sper din tot sufletul să reușesc în continuare să schimb câte ceva. Schimbarea nu e ușoară, schimbarea vine foarte greu. Așa. Dar în momentul când vezi anumite lucruri frumoase care, cu puțin ajutor și din partea mea, pentru că nu este vorba numai de mine, toată lumea încearcă să schimbe ceva. Dar profesia asta, nu știu dacă este o profesie, este un lifestyle, adică așa, a fi muzician nu este un job, nu ai cum să switch off. Nu vii ca mine la ora 9 și pleci la ora 4, nu. A, nu, chiar asta deloc. Dar trebuie într-adevăr să ai o pasiune și o dedicație extraordinară și bineînțeles familia și prietenii sunt extraordinari pentru că mă ajută contează și mă sprijin. Contează foarte mult, e un sprijin contează, incredibil, pentru că îți trebuie libertate, îți trebuie, dar cu cât mai mulți oameni se alătură acestei călătorii frumoase de a schimba lucrurile. Cred că asta e cel mai important pentru mine, pentru că bineînțeles cântăm pe scenă, e frumos, publicul, dar când vezi că schimbi ceva, atunci e... simți că faci parte din istorie, simți că reușești într-adevăr să transmiți ceva generației viitoare, care fără care ea nu putem face importantă. Nimic. Așa e. Da. E cuceritor entuziasmul ăsta al tău. Muzicienii de o talie internațională, la care tu ești, spun asta cu foarte mâna pe inimă, tind să devină puțin mai reci, se închid într-un sine, sunt mari, sunt greu accesibili, merg pe acel drum bătătorii despre care spuneam mai devreme, hei, tu ai căldura asta și generozitatea asta și e extraordinar că mi-ai răspuns, că mi-ai spus că vrei să fii un om complet peste 5 ani de zile. Acum, muzicianul de peste 5 ani de zile, ce lucrări pregătești, ce lucrări vei aborda? Și acum mă gândesc la cele noi, că ne-ai spus de Rachmaninov 2 pentru anul ce vine, pentru 2023. Ce alte partituri noi ai mai scotocit prin arhive sau prin prieteniile tale din lumea muzicală? Oh, sunt foarte multe. Deci la momentul ăsta avem până în 25-26 anumite concerte. De obicei învăț 4-5 pe sezon. Uh-huh. Care sunt foarte multe și oferim... E foarte mult. Știu, da, știu. Uh-huh. Și aici mă provoc pe mine, da, pentru că trebuie foarte, foarte mult. De acum până în martie am 12 programe. Wow. Și câteodată visez la viața unui cântăreț de operă care merge și stă 2 luni în același loc. Știu că e foarte greu și sunt alte downside acolo. Da, dar stă într-un loc. Stă într-un loc repetă, și repetă că... și are foarte mult ajutor de la director, de la producție, de la dirijor, de la absolut tot. La noi, de obicei, ca și... De asta au și foarte multe nazuri. Aș permis și foarte multe nazuri în sejururile astea. Dar ca și pianist, în fiecare săptămână am un alt program, alt concert. Ceea ce ține lucrurile foarte, nu știu, așa fresh, dar... E foarte solicitant programul. Foarte solicitant, da, dar și vreau acest lucru. Iar pe următorii ani am niște descoperiri extraordinare, care din nou vor fi premiere, dar îmi place foarte mult această combinație între compozitori și compozitoare, pentru că deci nu sunt o feministă din aia care spune că numai femeile fac bine și nu. Este vorba de a arăta toată istoria. Și aici avem Dora Pajacevic, care este o compozitoare extraordinară croațiană, Doreen Carwithen, care deja avem un turneu mare în 25, foarte multe. Și-am mai spus 4-5 nume de compozitori noi pentru mine. Mi-am notat așa în subtext și o să merg să fac research. E o bucurie că ai acceptat invitația mea, invitația noastră aici la TVR Iași. E foarte frumos, te așteptăm mereu. Apropo, când mai vii la Iași? Dacă poți să ne spui, măcar așa în 2023, mai vag, cum vrei tu, dar măcar spune-ne că mai vii. Vin în martie. Vin în martie cu concertul de Grieg, împreună cu Filarmonica Iași și mă bucur enorm. De-abia aștept, așa că vă aștept cu mare drag. Îți mulțumesc tare mult, Alexandra Dăriescu, pentru prezența de astăzi. A fost o bucurie să stăm de vorbă și te așteptăm oricând, te așteptăm cu inima în palme, așa cum te așteaptă și colegii muzicieni și mai ales melomanii Iașului. Îți mulțumesc tare mult că ai fost cu noi astăzi. Mult succes și să te mai și odihnești din când în când. Prin muzică. Mulțumesc enorm, vă îmbrățișez cu mult drag și pe data viitoare. Mulțumesc tare mult.
A fost o bucurie să o avem pe Alexandra Dăriescu astăzi la Tempo Rubato, alături de întreaga echipă a TVR Iași. Vă mulțumesc pentru atenție. Avem o surpriză pentru ea, pentru că tot am vorbit despre compozitori femei. Nu, Alexandra nu e feministă. Uitați-vă la programele ei și o să vedeți ceea ce face. E extraordinar. Nadia Boulanger e o altă prima audiție absolută pe care ne-a oferit-o în 2019, înregistrată aici la Iași de TVR Iași. Rămâneți cu bine până data viitoare la un nou Tempo Rubato. Toate cele bune!